Ce e viața? Viața este. Cred că o să merg și eu pe scurtătură așa, pe o... Efectiv, viața este. Și cum a zis Iisus, că El este calea, adevărul și viața. Da, viața este, pur și simplu. Întotdeauna a existat viața, pentru că Dumnezeu fiind viață, dintotdeauna a existat. Viața noastră, asta trecătoare, are un moment de început și unul de final, dar viața nu încetează. Dar viața unui om când vine pe pământ, când crezi că începe? Păi, e clar întâlnirea celor două celule care produc o nouă entitate care nu exista. Am asistat recent la înmormântarea unui unchi care știu că acolo s-a născut. Deci străbunicii mei pe care i-am cunoscut, străbunica Ana și cu străbunicul Emil, ei nu s-au cunoscut, la un moment dat s-au cunoscut. Unchiul meu, Octavian, nu exista. Acele două celule s-au întâlnit, a început să existe unchiul meu, Octavian. S-a născut, a mâncat din laptele de la văcuțele de acolo, din cartofii de pe dealurile alea. A muncit toată viața acolo ca să dea roade, a cosit și a stat prin livadă. După care am asistat la momentul în care a întors. Toate moleculele din el s-au întors înapoi în pământ, pentru că a și dorit să fie mormântat tot acolo pe dealul unde a muncit toată viața și unde a locuit toată viața. Deci mi-a fost foarte clară cumva ciclicitatea asta a vieții. N-a existat nimic, s-au întâlnit două celule, s-a format această ființă și după care s-a întors tot în, de data asta, în același pământ. A fost foarte vizibil ciclicitatea. Deci începe în pânteci. Clar, aș zice, da. Da. Atunci când e atingerea lui Michelangelo, e... Da. Da, e o ființă care e irepetabilă și absolut unică și absolut irepetabilă. Chiar și dacă vorbim de gemeni, sunt două ființe esențial diferite. N-ai cum să inventezi ființa aia altfel decât prin contactul celor două celule. Nu... Da, seamănă cu mama, da, seamănă cu tata, dar e mai mult de atât și cu toate generațiile de dinainte. Dar nu e doar asta, e și altceva. E pur și simplu, da, imposibil de descris. Am avut o viață înainte, am nebotezată și acum am o viață botezată. E un before-after. E viața mea înainte de botez și viața mea de după botez. Da, sunt două vieți distincte, dar legate. Mi s-a dat să văd lipsa lui Dumnezeu sau să văd opusul lui Dumnezeu. Și atunci, cumva, mi-am dat seama că nu sunt deloc în rezonanță cu așa ceva. Probabil că nu, mintea mea naivă nu credeam că chiar că există. Credeam că e o fiță asta cu satanismul sau ceva, să fii satanist. Probabil că o fi vreun copil rocker care cine știe ce are vreo chestie tranzitorie sau asta prin adolescență. Dar nu știam că există efectiv o venerare și un cult. Și când am fost expus la o venerare a diavolului în acel festival de muzică, unde am văzut niște membri adepți ai acestui cult și niște momente muzicale, așa, ca la fel cum avem și noi muzică sfântă, au și ei altfel de muzică. E clar, toate lucrează. Mirosul lucrează bine prin tămâie, lucrează în alte feluri, așa. Muzica lucrează bine aici, lucrează invers dincolo. Sunt foarte, e clar că există un contrapunct. Și am văzut opusul. Mi-am dat seama că m-a rănit foarte tare sufletește, mi-am dat seama că sunt în total dezacord. Nu știam asta despre mine. Poate că aș fi descoperit că nu îmi displace. Sau, ce, e o muzică aici, nu știu. N-are nimic, că e cu cruce tatuată invers pe față. N-are nimic, ai încoace să bem o bere. Nu știu, poate că... Dar uite că Dumnezeu mi-a arătat că în mine nu e asta. În mine nu e asta, nu... Și da, asta zic, am scos crucea de la gât pe care aveam... pe care o purtam doar ca obiect decorativ. Am scos atunci de la gât, am scos în afara tricoului și tot efectiv mi-am luat portofelul, cheile, lanterna, aveam o lanternă de asta de
stăteam în pădure, în niște corturi și mi-am luat doar lanterna și telefonul și toate astea și restul obiectelor au rămas acolo cu corți și cu tot. Le-am rugat pe prieten. Unde m-am dus? Am mers, cred că 7 km pe jos, printr-o pădure extrem de întunecată, pe un drum pietruit. Un drum național înspre Baraolt. Foarte periculoasă și acea experiență, pentru că circulau tot felul de oameni la ora aia pe stradă și chiar eu fiind împreună cu acea partenera mea cu care eram la momentul respectiv, ne-am simțit amenințați la un moment dat. Ne temeam să nu existe vreun soi de atac, ori sexual asupra ei, ori de altfel. A fost oribil. Mă bucur că am reușit să trecem de momentul ăla. Oricum erau și chestii prin pădure care foșneau pe acolo, călcau prin frunze, nu știu nici în ziua de azi ce vietăți erau alea, dar făceau parte din tabloul ăsta. Nu, pare un film de groază. Da, era, cum vezi, într-un film de groază, o noapte de aia, într-o pădure ultra întunecată, pur și simplu, întunericul complet. Care nu și... într-un film nu se termină cu bine. Nu prea, da, uite că aici... Da, la un moment dat am sărit peste parapet, am sărit în pădure ca să ne... A treia oară când se întorsese mașina aia dubioasă, ne-am gândit că n-are cum să fie ceva bine și am sărit dincolo de parapet când am văzut lumina și a trecut pur și simplu mai departe și după aia am putut să ne continuăm drumul. Dar da, a fost drumul ăla oribil, am ajuns în Micfalău și acolo am observat că m-am dus înspre biserica din centrul satului și acolo pentru prima dată eram ok, ce naiba s-a întâmplat, de unde vin, ce... să pot să procesez și după aia să chemăm un taxi să mergem în Sfântul Gheorghe. Mama mă sună a doua zi și mă întreabă, băi, s-a întâmplat ceva cu tine sau ce e, că am avut un vis. Ea nu visează așa, nu prea ține minte ce visează, dar atunci a fost așa de marcant că mă văzuse în vis că stăteam pe scările de la Facultatea de Arhitectură, mă rog, lângă niște sprijinit de un stâlp de la de susținere și priveam în gol și a venit să mă întrebe ce-i cu mine, sau că efectiv priveam așa în gol și a auzit o voce din cer care i-a zis lasă-l în pace că se metamorfozează. Și atunci ea cumva a auzit, dar tot nu voia să accepte și tot a mai făcut câțiva pași înspre mine să vină să mă întrebe ce-i cu mine și din nou acea voce i-a zis din cer lasă-l în pace că se metamorfozează. Da, ce frumos că mama ta a primit și ea un semn. Da, legătura mamă-fiu este foarte puternică, după cum ne arată și icoanele noastre ortodoxe. Cea mai caldă zi din an a fost atunci, 42,5 grade, cod roșu de caniculă. Am făcut o insolație îngrozitoare. Nu mi-am dat seama pe moment. Mi-am dat seama mai târziu, când era un pic cam târziu. Aveam stilul ăla de viață autodestructiv care și-a atins apogeul atunci. Eram și intoxicat atunci când s-a produs și insolația. Și amândouă astea la un loc m-au făcut să aproape să-mi pierd viața. Mi-a încetat reflexul respirator. Când am ajuns acasă, încercam să mă odihnesc, am încercat să mă pun în pat, dar am observat că reflexul respirator încetase, nu mai respiram automat. Și atunci m-am speriat și am sărit din pat, m-am ridicat, m-am pus în genunchi în mijlocul camerei și atunci l-am chemat pe Dumnezeu la discuții și am zis, nu știu cum să vorbesc cu tine, pentru că n-am mai vorbit cu tine, dar te rog, vreau să vorbesc acum și practic ce vreau să spun e că am 32 de ani și că consider că am o viață înainte, nu vreau să fie asta ultima zi din viața mea, nu vreau să se încheie aici, deși văd că se poate, nu contează, nu e o garanție că ai 32 de ani și că nu poți să-ți pierzi viața. Și atunci i-am propus târgul, te rog, ajută-mă să trec de noaptea asta și eu îți voi da botezul. A fost prima idee care mi-a venit, mi-am adus aminte că eu nu sunt botezat și atunci am zis, cred că asta e cea mai la îndemână chestie, o să mă botez asta, o să fac eu pentru el, pentru Dumnezeu. După noaptea aia de coșmar așa și foarte dificilă, dimineața în sfârșit se stinsese vacarmul festivalului, de acolo se oprise muzica. Era în sfârșit liniște, în sfârșit un pic de răcoare, știi cum e când e foarte cald, că abia spre dimineață un pic se răcorește. Niște vrăbiuți atunci au început să cânte în toată liniștea, eram așa, mamă ce bine, în sfârșit liniște, în sfârșit un pic de răcoare, în sfârșit și eu mă simt un pic mai bine.
Și erau niște draperii foarte groase trase la, acolo la cameră. Și doar puțin erau crăpate și o rază de soare, ca o rază de laser, intra în cameră. Și vedeam chiar particulele alea de praf care dansau acolo în legea lor și în ritmul ăla lor pe care nu știm cine îl dă sau știm că am aflat atunci în noaptea aia. Da, și ăla a fost un moment când mă uitam la sticla de apă pe care aveam lângă pat, mă uitam la un măr mușcat de acolo, la cearșafurile creponate. A fost foarte senzorială tot momentul. Mă uitam și la cărțile din bibliotecă. Mă uitam că aș putea să evadez oricând în acea lume a cărților, fără să trebuiască să folosesc substanțe sau să mă intoxic în diverse feluri. Și efectiv, am avut un moment în care mă gândeam, băi, asta e, asta căutam eu de fapt, dar era chiar sub nasul meu. Cine ar fi zis că e asta, să pot să respir, să pot să bei un pic de apă, să ascult o vrăbiuță, să vezi soarele, să te bucuri de răcoare, să... de un măr, de o chestie, eram, uite ce simplă e viața și uite cât o complicam, uite ce căutam eu o noapte înainte pe acolo, pe întuneric. Când eram foarte, cred că foarte emoționat, era ceva ce s-a întâmplat așa brusc, în totală contradicție cu tot ce a existat în viața mea de până atunci. Deci, efectiv, apa aia purificatoare și cu cămașa aia foarte lungă până în pământ pe care aveam, eram desculț acolo în biserica aia de piatră a lui Ștefan cel Mare, de la 1498, cea mai simplă biserică, așa, buf, dintr-o bucată. Și cu toată slujba aia minunată, cu toți oamenii ăștia dragi ai mei în jurul meu, cu slujba așa făcută de acest părinte extraordinar, Părintele Cojan, nu știu, pur și simplu m-am mișcat, e ca și cum nu mai eram acolo, nu mai eram prezent, eram transpus total altundeva. Și de altfel, fotografia pe care o am de acolo de după, imediat după ce m-am dus să mă schimb, să-mi dau jos acea cămașă, să mă schimb din nou în hainele noi pe care mi le-a cumpărat Nașa, că mi-a cumpărat o pereche de pantaloni și o cămașă albă. Și atunci când m-am dus să mă schimb, mi-am făcut un selfie și poza aia n-o să o uit și acum o văd cu ochii minții, privirea pe care o aveam în acea poză. Și un zâmbet de la așa ghiduș, nu, pur și simplu o privire pe care n-am mai văzut-o niciodată. Și toată lumea care a văzut fotografia a zis, wow, da, e ceva, nu știu nimeni să descrie exact ce e în fotografia aia. Ceva în sufletul meu îmi spunea că e într-un fel e actul suprem de, în care te oferi cu totul. Poate că și acum tot mai descoper semnificații, inclusiv ce înseamnă apa, ce înseamnă scufundarea, purificarea, tot ce înseamnă simbol de acolo. Dar cred că am simțit în suflet. M-am botezat pentru că am ajuns la capătul celorlalte soluții. Efectiv, probabil că consider că încercasem tot. Și ce mi-am dat seama e că și lucrurile pe care le încercasem m-au distrus. Eram autodistructiv așa. M-am încăpățânat eu să găsesc răspunsul, eu să puneam mare preț pe intelectul meu, cumva. Eu sunt deștept, eu sunt mai deștept decât ăilalți. Intelectul meu e brici, eu am niște capacități extraordinare. Eu o să sparg codul ăla, așa, eram în mintea mea, asta era, că eu o să sparg codul și o să vin și să împărtășesc răspunsul celorlalți. Bine, cam era să-mi sparg viața din mine și nu codul. De fapt, asta am realizat, că eram Icarus care zbura spre soare. Eram acolo foarte sus, dar de fapt acolo a început căderea. Da, și am ajuns, s-au topit aripile de ceară de acolo din toată văpaia soarelui. S-au topit aripele de ceară și m-am prăbușit. Din fericire n-am murit, nu mi-am pierdut viața. Mulțumită lui Dumnezeu care mi-a mai dat o șansă. Și atunci s-au dat la o parte toate. În momentul ăla limită, se dau la o parte toate figurile, toate articolele despre nu știu ce meditație, toate... Nu mai, acolo e totul ființial, existențial. La prima mână trăit așa, cu propria inimă.
tot timpul lipsa ceva, asta era sentimentul. Căutam. Erau și niște lucruri din interiorul meu. Am un sentiment de abandon pe care l-am trăit în copilărie odată cu plecarea tatălui meu. A fost un gol și emoțional de felul ăsta. Și am încercat să-l umplu cu de toate. În clasa a șasea, cred că aveam așa vreo 12 ani, când a plecat el. A plecat din cauza că aveam niște datorii, familia noastră avea niște datorii pe care trebuia să le plătească și pentru afacere în care se implicaseră și nu a reușit. A plecat să muncească în străinătate și na, cumva aveam impresia că o să lucreze o vreme și o să se întoarcă, dar 27 de ani a locuit în Grecia. Ce ai înțeles tu din despărțirea asta așa? Cum ți-au explicat-o? Sau dacă ți-au explicat-o? Au fost niște tabere acolo. A fost foarte, foarte dureroasă pentru mine, evident. Era dureroasă inclusiv când vedeam că nu se mai înțeleg și până să se despartă și vedeam tensiunile și le simțeam și vedeam că nu mai există înțelegere. Foarte dureros pentru un copil. E ca și cum se destramă ceva în tine, că se creează un conflict în interiorul tău. Tu ai fi cumva, tu ești produsul mamei și al tatălui, ar trebui să fii cumva într-o armonie, se presupune, cu cele două părți din tine și după aia ele intră în conflict și nu mai știi. Am fost sfârșiat, că na, tot timpul sunt niște tabere și cine a greșit, ăla a greșit, aia a greșit, tot timpul e. Dar dincolo de cine a greșit și de ce a greșit, e realitatea durerii care e acolo. Na, pentru un copil și pentru ei, bineînțeles, în felurile lor diferite. Dar trece durerea asta așa vreodată? Cred că trece. Sau se umple golul lăsat? Da, cred că la un moment dat se umple când reușim să-i vedem pe părinții noștri așa cum sunt, fără cu ființa noastră de acum, din prezent. Să-i vedem efectiv cum sunt și să ne sesizăm pe de-o parte și capacitatea de a ne autoparenta, de a ne autopaterna și materna, în engleză sună un pic mai bine, de a ne fi proprii părinți într-un anumit punct de vedere. Și a face ce proprii părinți n-au putut să facă. Exact. Și da, a ne oferi protecție, a ne oferi și afecțiune sau grijă de sine care se manifestă culinar, ca igienă, ca și odihnă sau așa mai departe, o soi de disciplină cu programul. În multe feluri se poate manifesta, chiar dacă nu le-am primit pe toate sau putem să ni le oferim în prezent. Asta e un lucru foarte încurajator din domeniul psihologiei, pentru că mi-am dorit să vin înspre spiritualitate de pe o bază umană cât mai întreagă și să nu încerc să cer de la legătura mea spirituală poate niște lucruri care țin de sfera umană, de un nivel uman. Se spune acum în Duminica tuturor Sfinților o predică la Sfântul Nicolae dintr-o zi, că înainte să suntem chemați să fim sfinți, dar până atunci suntem chemați să fim oameni și mi se pare că a răsunat foarte puternic pentru mine. Mi-aș dori lucrurile astea umane să reușesc să mi le descifrez în interiorul meu și după care să mă duc înspre o căutare spirituală cu o altă fundație, o fundație umană destul de consolidată. Cumva până în momentul botezului cumva condiționam iubirea de sine, să zicem, sau valoarea percepută de sine, mi-o condiționam de a face ceva. Eram ca și cum, înăuntru meu, eu consideram că n-am dreptul să exist, că nu sunt văzut, n-am dreptul să exist, nu sunt important și atunci va trebui să fac lucruri ca să dovedesc că merit să trăiesc. Dar odată cu botezul și a venit conștientizarea, cum spuneam, a faptului că suntem ființe divine și că faptul că existăm, asta e singurul motiv de care avem nevoie ca să știm că suntem valoroși, faptul că existăm. Și după aia, ce mai facem, da, să ne folosim talanții și așa mai departe, să nu stăm în lâncezeală, dar s-a schimbat paradigma. Era, nu mai trebuie să demonstrez că merit să trăiesc. Merit să trăiesc pentru că Dumnezeu m-a făcut. Nu eu m-am făcut, nu eu din propria inițiativă, nu eu m-am compus. Așa că, dacă sunt și cineva m-a creat, probabil că am dreptul de a exista. Putem
putea la fel de bine să nu mai existe partea asta de viață. Mi-a fost îndeplinită dorința din iubirea lui infinită. M-a scos din fir de păr, cum se zice așa. Și uite că sunt viu și pot să povestesc asta. Am trăit să spun povestea. Și să apreciez lucrurile, altfel de lucruri decât cele pe care le apreciam până atunci. Respectiv asta. Aer curat, apa, păsările care cântă, o conversație, o prezență umană minunată și așa mai departe. The simple stuff. Dă un sens vieții tale, susține viața.